inițial voiam să aleg altceva, dar până la urmă am ales să vin la UBB, la SEGA, pentru că am considerat că e cea mai bună oportunitate pentru a mă dezvolta. Plus că e o facultate foarte mare, e cea mai mare universitate din țară, cea mai bună, se găsește în o grămadă de rankinguri internaționale, deci eu eram foarte indecis în clasa 12-a, cred că de vreo 3 ori mi-a schimbat opțiunile de facultate, de oraș, de universitate. Am vorbit cu mai multe persoane și am ajuns la concluzia că la UBB, la Facultatea de Științe Economice, este alegerea corectă pentru mine. Avem o grămadă de oportunități, putem să profităm la maxim de facilitățile universității, iar dacă vrem să studiem și alte domenii, putem face asta prin intermediul materiilor facultative, putem să luăm o materie de la altă facultate, dacă ne decidem că, nu știu, poate vrem să facem informatică după ce am făcut economie câțiva ani. Și până la urmă suntem în Cluj și sunt oamenii super faini aici. Prima sesiune parcă a fost un fel de bac pe care îl dădeam de 7 ori, că aveam 7 materii. Țin minte că mă așteptam să nu trebuiască să învăț foarte mult, dar am vorbit cu un văr care era cu câțiva ani mai mare. Mi-a spus: Ștefan, învață minim 8 ore pe zi. Și am început să învăț. Țin minte că pentru examenul de matematică am ajuns să adorm în sala de lectură și a venit și m-a trezit un coleg dimineață. Păi, prima sesiune a fost chiar acum foarte recent și printr-un singur cuvânt aș putea o caracteriza drept surprinzătoare, adică după ce am dat bacul am realizat că, deși împotriva presiunii sociale pe care se pune asupra ta când îl dai, e cel mai ușor examen pe care poți să-l dai vreodată în viața ta. Profesorul ideal ar trebui să fie înțelegător cu studenții, să fie deschis, să folosească tehnici de predare moderne. Cam asta ar fi în principiu și pot spune că aici, la UBB, avem profesori care se încadrează în această caracterizare. Da, pe lângă ce a mai spus colegul, nu știu dacă am și mai putea adăuga foarte multe. În schimb, ce îmi place mie la profesorii noștri e că se vede bucuria aia în ochii lor în momentul în care sunt în fața studenților și livrează informații. Adică chiar se vede dragostea de a da mai departe ceva.